estado una dimineața, De cred că de acolo avem lumină și ne vedem. bună dimineața, bună noapte, bună, este ora 2 dimineața și plecăm spre Cairo. Mamă, dacă mă mult voce. Nu există mai multă voce de atât. Oamenii ăștia lucrează non-stop. Oameni care mută. Acum jumătate de oră mă gândeam dacă să anulez să nu mai merg la Cairo. Nu știu cum să-ți De explic ce? dacă ți-am zis asta. Nu. Pentru că e 2 dimineața și mi-e Hai, somn. hai să mergem. Acum, motivul pentru care noi plecăm la două este pentru că de aici până în Cairo facem aproximativ 7 ore și trebuie să facem 7 dus, 7 întors, deci 14 ore. Cred că ne rămân vreo 3-4 ore de stat acolo, maxim. Nu știu, asta e calculul făcut de Radu. Eu totuși cred că o să facem un pic mai mult acolo, adică o să avem timp de văzut piramide, chestii, chestii. Te lupți să nu sară pe tine, să-ți vândă chestii, să-ți atâcă. N-am prea avut ce să filmăm astăzi pentru că n-a fost cine știe ce, sincer. Adică ce am făcut? Prima dată am fost la? Știu, la dar două muzeu. foarte tare stomac. La un muzeu foarte trist. De egiptologie. De egiptolog. Trist. După ne-a dus la o vestu, o fabrică de bumbac. Care de fapt era magazinul unui prieten din, al ghidului, cred. Și acum suntem vis-a-vis de piramide, nu știu dacă se văd acolo în... Aici? Unde din nou urmează să fim cam junglă, pentru că ne-a spus ghidul că sunt oameni care te urcă gratuit pe cămilă, dar te dau jos cu 100 de euro. Sau efectiv aleargă după tine să-ți vândă chestii. La modul că ne-a zis ghidul și de unde să ne luăm, când luăm cămile, dacă vrem cămile. Bine, cred că și acolo are un business. Da, 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 da. Și acolo are un business da, și cu suvenirul. Da. Per total, Cairo până acum, deplorabil. Jos. Drumul taberei este extraordinar. Da. Nu știu dacă am filmat foarte mult cu camera asta cadre din oraș, dar groaznic. Nu există o bandă, fiecare merge cum vrea. Se claxonează într-una. E efectiv așa, groaznic. Așa semnalizează ecluxul. Da. Sper să iasă măcar de în 2 minute vlogul din Cairo că... Da, hai că facem acum la piramide. Wow. Da. Efectiv am mers de la 3 până la 9, 6 ore. Da. Ca să vedem nimic. Ca să vedem nimic și după aia probabil plecăm pe aici pe la 3, într-o jumătate, 2 și încă 6 ore. Și încă 6 ore. S-a dus o zi degeaba. Îmi doare și stomacul. Da, și mâncare de aici cu atât, jos de tot. Și vezi, speram că eu sunt ăla mofturos aici, că eu o să am probleme cu mâncarea. Ghiși ce, am avut o zi, by the way, excursia asta la Cairo noi am amânat-o pentru că mai a fost mie rău de la mâncare. Și... Ghiși ce, am amânat-o pe joi și joi mie mi-e rău acum. Mare grijă. Nu sunt eu cel cu probleme, deci toți cred că au probleme. Da. Da. Și încă o chestie, în mica pauză pe care am luat-o, suntem într-un autocar cu români. În mica pauză pe care am luat-o, am ieșit afară unde era toată lumea și s-a pus o întrebare, mai veniți vreodată? Și am spus toată lumea să râde. Deci e sentimentul reciproc. Hai să vedem ce e la piramide. O mică concluzie la care am ajuns după toată treaba asta este că marile excursii făcute de oameni ăștia sunt... Sănătate. Sunt niște excursii făcute pe...
prietenii. Adică ghidul nostru cred că are un prieten la restaurantul ăsta la care a mâncat. Cred că are un prieten, are un prieten lângă piramide care are cămile, mai are unul care are de suveniruri și cam așa se fac. Și da, trebuia să mâncăm pe malul Nilului și am mâncat pe malul autostrăzii. Frumos. Veniți la Egipt. Dacă aveți dușman, trimiteți. Vreau să luați următorul lucru nu din punct de vedere rasist, ci din punct de vedere al metaforei. Aici este o țigănie. Toată lumea vine, îți bagă în față produsul pe care vrea să-l vândă, să bagă în fața ta, este îngrozitor. În schimb, astea, piramidele sunt foarte mari. Și mi-e frică că, efectiv, toată lumea vrea să facă ceva. No, thank you, no, thank you. Would you group? No, thank you. Well, easy. Leave us alone, please. Leave us alone, please. No problem, I ask you something. Okay, thank you. Don't stop here. Înțelegeți, da? Înțelegeți ce? Ce înseamnă? Voi spui de 5 ori, frate, și nu înțelegi eu. Da. Ăștia sunt oamenii de aici, băieți. Asta înseamnă... Ți-e și frică să te duci mai încolo, jur, să-mi bag picioarele. Da. Facem boză de aici, poate să mă da. Ăștia sunt oamenii. Căldură. Oameni da. Agresivi care vor foarte să-ți vândă chestii. Enervant de agresiv. La piramide, efectiv, nu ai ce să vezi, că nu e nimic de vizitat. Adică sunt îmbârți. Frumoase, uite. Te îmbârți în jurul lor. Dar e piatră. Aia e Lucheop, să mai zic ceva acum. Nu te-am interes. Singura care da, aici nu, mai nu. Asta e Cheops. Nu. Aia că ea a rămas fără... A rămas fără vârf. Din nou, un ghid care ne-a povestit foarte bine de ne certăm între noi care cum. Este foarte ciudat că este foarte multă poliție pe aici. Da. Da. Ca și chestia, noi mergem cu un domn care are o armă la el. Da, în... da, da. În fine. Am ajuns și la mult așteptatul Sphinx, care este cel mai fail lucru din punct de vedere. Cred că ți-ai zgâriat. Fail? Cum mine lei? Cum mine lei? Vrei? Nu, insistă, insistă să moră de jur. Nu, nu, nu mă uit că nu. Nu pot să scap de ei, orice ai face. Never give your mobile phone to anybody to take pictures. The guide said. Never. The guide told us. Okay. Să nu vă dați telefonul mobil. Deci oamenii sunt în stare să îți ceară telefonul mobil să-ți facă ție o poză și după aia nu-ți mai dă telefonul decât dacă îi dai o sumă de bani. Te urcă pe cămilă gratis și după aia te dă jos cu bani. Și băieții mei, învățați de la ăștia. Urmăresc și în interiorul monumentului. Băi, fac, ce e aici? De ce stai? Am început să mă doară capul de la soare, bă, băieți. Îi auziți, mă, în spate, cum fac? Efectiv, îi aleargă. Și dacă te răstești la ei, uuu, dar ce e de te răstești? Așa? A, și ăsta este... Sfinxul. Ah, fenomenal de nespectaculos. Da, adevărat că e interesant asta. Acela este. Așa, ca să terminăm frumos cu Giza și cu piramida lui Cheops. Cheops în spate. Mai avem o singură zi. Mai avem o singură zi în Egipt. Și nu cred că mai rău să filmăm, pentru că mâine o să plecăm undeva pe la 12 și o să stăm cam 8 ore prin aeroport. Deci fac nu. Nu vă mai plictisim și cu mersul înapoi. Da, da, nu cred că mai are rost. Avem soarele în spate, sigur o să fie. Probabil o să facem un rezumat când o să ajungem acasă. Da, asta clar, detaliat. Da, detaliat despre fiecare. Despre 10 Egipt, zile, da. 7 zile în Urgada. Cam atât, guys. Like, share, subscribe, bye.